stare già la massa più grande che ho fatto. Schafo. Hai potuto? Cu Flavius m-am întâlnit, n-am apucat să se întâlnesc și restul pe aici. În gust pe la noi am tot încercat să văd pe care n-am văzut pe nimeni. Dar e fericită această ocazie. Și ce mă bucur pentru ei. S-au făcut dedicații prin avion, ai auzit? Da, știu, am auzit, am și văzut. Dar da, pentru că și acolo noi românii ne încadrăm destul de bine într-un grup și normal, avem o relație bună de prietenie acolo. Dar nu numai românii s-au făcut, și ceilalți colegi, foști colegi. Și foștii colegi, asta spune, foștii colegi. Da. Normal, mă bucur că nu m-au uitat și sperăm să ne revedem cât mai curând posibil. Ca pare rău că n-ai fost alături de ea ta. La bucuria asta mare. Că nu puteam să pierd și din aur. Normal că dar în suflet mă bucur că ești pentru ei. Te întorci acolo? Am mai un contract de 3 ani, în vară, și am de gând, să duc la sfârșit. M-a făcut Fabius o copilă să văd. Colosal. Alb negru. Dar m-am bucurat să ia, așa e bun. Pe bani nu le-a dat? Eu am spus să mă rog și mie să văd, măcar să văd. Există vreo șansă ca să mai rămâi aici? Adică vreo posibilitate? Este o întrebare destul de incomodă pentru mine și aș dori să nu răspund la discuții pot, se pot face, deci pe dată urmează lucrurile la Pitești, urmează încă două etape, noi vacanță și formă de-abia. Mă voi gândi încotro vreme. Dar am spus, mai am 3 ani la șapteori și vreau să-i duc la bun sfârșit. Înaintea noastră, cu Pitești, n-ai crede, n-am o șansă să fie la Eu să recunosc că fac chiar să la scăzut, dar nu m-a crezut nimeni, toți m-am luat când am spus că avem 100% șansă. Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat cu Bazlui, eu cred că eram acolo și gol l-am luat 100%, era adevărat, sigur. Și acum a crezut? Poate nu pot să spun un procent, șansa mea asta a scăzut. Dar speranța mare ultima, atât timp cât noi mai avem această speranță și gen. Tot ce va depinde de noi, vom încerca să facem. Mutu spunea că dacă Iugăt urmează cu Juventus, vine la Dinamo. Crezi? Nu crezi că retrogradează sau nu crezi că nu cred că se retrogradează, păi nu cred că Mutu ar veni la Dinamo. Părerea mea. Mă, nu știu ce să nu știu ce gândi, dar e greu. Părerea mea e greu. Mai ales cum să nu începe cu suport. Hai să întâlnim acest. Cu suport, nu știu ce faci cu suport. Cu suportul lui Amodus. Am mai așa cum ai spus, sunt doi băieți indivizi care nu pot fi în mult suport. Dar nu are nimeni, absolut nimic cu suport. E adevărat să suportă în Dinamo. Cu ales acest. Nu știu. Ați vorbit cu el? Da, bineînțeles, am vorbit, dar am vorbit să mă duc după meci. Nu știu nimic. Cel puțin nu știu nimic. Ai văzut să fii mai de la pe ce ai zis la mine? Sincer, nu ne interesează. Da, îi... Important ce face el. Bată de meci. Noi nu mai avem nimic de pe Liga. Presiune nu mai avem. Normal am trebuit să jucăm fotbalul fenomenal din nou. Cosmin, înțelegi pe Dan? Da. Dacă n-ar mai veni. Ce-a făcut? Da, bineînțeles. Decizia pentru lui că în situația lui sunt mai mulți jucători. Adică în situația care a fost el. Am vorbit sâmbătă după meci cu el. Eu nu am văzut de mult un jucător să supere de mult cum a supărat Dan. Și a luat o hotărâre și cred eu că a făcut bine. O să acasă în familie și cred eu că s-a mai liniștit. Crezi că va veni la zi pe lună? Sigur. E un jucător profesionist și trebuie să discute ce are discutat cu conducerea clubului. Dar noi toți suntem alături de el și îl așteptăm să vină cât mai repede, cât mai sănătos. Dar știi de la s-a primit? Sâmbătă la meci am înțeles. Am început.
ce și trei băiețași, cât erau, poliția. Să înjure. Dar pe ce? Asta nu știu, deci, nu știu, nu am văzut exact ce s-a întâmplat. Doar am auzit. Și nu se poate ca un jucător, poate ce am marcat, ce a vrut să fie cu ei. Este o atitudine iarăși pe care eu unul nu pot să înțeleg. Cred că nu sunt singur. Poate ce marchez pentru echipa ta, în secunda 2 următoare să fii hulbuit și înjurat, e greu să înțeleg. Crezi că în momentul ăla de bucurie la gol putea să adreseze ceva și porterul să înjure așa cum a fost? Eu cred că a demonstrat golul pe care l-a dat. Nu avea altceva ce să demonstreze nimănui. El a dat un gol pentru echipa lui, într-un moment greu și încă o dată, nu, fanii, unii suporteri de care Dan avea nevoie nu a fost în gol. Astea sunt vorbe care lumea le aude și va fi foarte greu să mai creadă în persoare în acei spus oameni din galerie care susțin din alt. Un gest greu ce-a făcut. Dar asta e viața mea. Mulțumim!